Vă salut, oameni dragi! Este vineri seară, este ora 6, începe un nou episod de podcast aici la Da Bravo. Am intrat pe aplicație, pe Taz, am comandat un platou și am luat mai mult așa o chestie de mic dejun. Pentru că trebuie să vă spun, la noi, la comedianți, masa de seară, câteodată vinerea sau sâmbăta, e mic dejun. Că mai departe ce se întâmplă, numai noi știm. Am intrat pe Emag și am comandat un vin care se cheamă Corte Goala Rosso Veneto. Sper să fie un vin bun. Îl găsiți și voi pe Emag dacă vreți să-l cumpărați și să vedeți ce am băut în episodul ăsta. Imediat o să pun în pahare. Dar înainte de toate trebuie să vă fac un scurt intro și să vă spun că la o petrecere, dacă sunt 100 de oameni și este un comediant, acest comediant îl va găsi pe celălalt comedian și din momentul ăla vor sta împreună amândoi. Pentru că meseria asta e ușoară pe o parte, dar pe de altă parte e destul de grea. Și atunci ne face cum ar veni ca pe niște camarați de război, ca atunci când ne întâlnim să stăm de vorbă, chiar dacă vorbim nimicuri și chiar dacă ne știm, pentru că până la urmă, indiferent ce credeți voi despre zona asta de stand-up comedy de la noi din țară, nu suntem atât de mulți, suntem destul de puțini. Așadar, astăzi este un episod special pentru că am ales să facem un episod cu un comediant destul de cunoscut și un prieten care mă știe de aproape 15, chiar 20 de ani, dacă stau bine să mă gândesc. Împreună avem 5 copii, el 3, eu 2, fiecare cu partea lui și îi dăm drumul la treabă. Este vineri seară, e ora 18, este pe Da Bravo, vă invit să desfaceți o sticlă de vin, o sticlă de bere, ce vreți voi și să ne relaxăm. Și nu uitați, fiind weekend, e musai ca cel puțin o seară să te mermelești puțin. Bine ai venit, Sorin, la noi la podcast! Bine te-am găsit și mersi frumos pentru invitație. O să deschid o sticlă, adică deschid sticla de vin. Deschid și o să pun așa să, să ciognim. Cred că nu rămâne pe dinți. Am câteodată bucăți din astea. Bine în care... Ciao, bine te-am găsit. Nu-i rău. E bine. Zice, ai câteodată bucăți? Am câteodată bucăți din astea. Tu faci de astea să stai, să respiri și doar să te uiți, să captezi ce e în jurul tău, să vezi unde ești? Nu ai, n-ai. Adică te simți pierdut la un moment nu, dat? Nu. Este într-o zonă de recunoștință. Că stai așa și dacă îți oprești gândurile și te uiți, ești, man, chestia asta chiar se întâmplă acum. Băi, nu știu, mi-e foarte greu să fac treaba asta, să opresc gândurile, dar am momente în care sunt recunoscător pentru că sunt într-un moment și simt ceea ce simt. Ok, nice. Asta am avut fix înainte. Da? Da, am respectat așa, am uitat așa, e stat tare. Uite, oamenii ăștia s-au strâns ca să ne filmeze pe noi cum vorbim. Mi se pare tare. Și oamenii ăștia s-au strâns să se uite la noi în seara asta, chiar dacă e vineri seara și ar avea alte treburi. Da. Sau nu știi unde... Sau nu știi. Sorin, eu aș spune oamenilor că noi ne știm de foarte multă vreme, pentru că tu atunci când ai venit de la Timișoara încă era într-un soi de necunoscut toată treaba asta cu stand-up comedy, sau dacă vrei, în ghilimele, cum ne place nouă să spunem, umblam la educarea publicului, să-l învățăm, să-i spunem, băi, nu e atât de vulgar pe cât percepeți voi stand-up comedy, dar de la stand-up comedy nu e adevărat că ăla vorbește despre copiii lui sau îi sunt fictive. Vedeți că noi n-am inventat lucrul ăsta, ci el există, doar noi ne credem niște oameni funny care credem că vă spunem lucruri funny și așa merg lucrurile. Și știi că a fost greu, n-a fost ușor. Am făcut spectacole prin hrube, prin... eu am dat dedicație... Prin glumă. Reșița chiar, da. Adică oameni care... acum ești membru cu act în regulă la Comics Club, nu? Acolo îți faci viața în mare parte. Da. Chiar, acolo te găsește lumea, nu? În București. Da, în București la Comics și probabil mai merg și la alte cluburi în funcție de cum îți invitat, dar clubul de casă este Comics. Și când ai spectacolul, le anunți unde? Pe Facebook, pe Insta? Ce folosești din metodele astea de comunicare? Eu personal nu folosesc nimic din metode de comunicare. Se comunică pe Facebook, se ocupă oameni care se pricep la social media, okay. Și ei se ocupă. Și probabil din când în când mai postează și la noi. Am înțeles. Zi-mi și mie, dacă ar fi acum să zici câteva vorbe despre tine, dacă ai fi la un interviu,
în care ar trebui să-ți ți-ai întâlnit jumătatea perfectă și trebuie să zici câteva vorbe despre tine în camera aia la chelie și să zici, eu sunt Sorin și ce ai zice? Dacă, deci ne referim la un interviu pe care eu îl am ca să-mi găsesc jumătatea perfectă? Nu, ai găsit-o, ai găsit. De fapt, să zicem așa, ai găsit jumătatea perfectă și trebuie să-i faci o filmare care să ajungă la ea, în care tu te descrii scurt ce fel de om ești și trebuie să o impresionezi și să-i spui niște lucruri. Ei, Adina, sunt eu. N-am altceva ce să zic. Mi-au luat 30 ceva de ani să dau de femeia asta. Ce dracu mai că fac... Ce pot să zic? Da, Adina, sunt atâta, eu. Atâta, e bună. Băi, hey, it's me. Zi-mi și mie, vreau să te întreb sincer, noi am participat amândoi, frați de arme, într-o perioadă destul de zbuciumată de, cum să spun eu, Cafe Deco a avut zbaterile, cafenele astea au fost între viață și moarte pe anumite momente, dacă ții minte. Epileptice, dacă... Da, de la Cafe Deco, care era ceinărie în TNB, după aia mutată pe la Coco Bongo, Jongo Mongo, după aia iar prin centru vechi, pe sus, pe jos, printr-o mansardă. La un moment dat... Covaci, înapoi... La un moment dat, noi doi am fost singurii oameni care am ținut în viață, am resuscitat clubul ăsta și l-am ținut în viață. Pentru o perioadă, că după fiecare și-a văzut treaba lui. S-a întâmplat. Zi-mi... Cât de mult te-a ajutat stand-up comedy-ul în viață? Și comedia în general? Man, deci te-ai dus cu o întrebare așa și după aia am căzut într-un... Bun, deci, de unde apucăm? Cum a ajutat în viață sau partea cu Deco? Băi, hai cu partea cu Deco. Ce ți-aduce aminte din momentele alea în care ne chinuiam amândoi să fie treaba bună și să nu fie treaba rea? Eu am niște amintiri care... Multe sunt foarte bune și sunt și unele care... pe care mi-l aduc aminte cu un nod în gât, dar alea sunt amintirile pentru care sunt recunoscător. Pentru că mi-aduc aminte bucățile, tu atunci a explodat cu Las Fierbinți și venea lumea pentru tine și pentru Vâncică și trebuia să închid eu show-ul. Da. Și a fost cea mai bună școală, dacă e vreun comediant care se uită acum, a fost cea mai bună școală pe care am putut să o am. Pentru că trebuia să... De unde oamenii veneau cu așteptări să te vadă pe tine și pe Vâncică. Vâncică, cumva, mi s-a părut că mai mult a cochetat, n-a dat 100% din ce voia sau ce putea. Uh-huh, sau, uh-huh. Nu din ce vrea, din ce putea. Și tu cumva erai vârful de lance și erați voi și după aia... Show se termină, nu, stai că mai e Sorin. Și adică mi-am aminte așa cu drag că urcam pe cine și ziceam, bă, pentru mulți show-ul s-a terminat. Da, știu. Puteți să vă luați gecile, puteți să plecați la țigară, mulți nu o să înțelegeți ce se întâmplă. Zic, dar facem moment de pauză, eu o să vorbesc cu oamenii aici în față până voi plecați și după aia o să reluăm și o să... Băi, mă bucur că spui că asta te-a ajutat și că îl dai ca un sfat, pentru că eu am ținut foarte mult de fiecare dată ca pe oamenii pe care îi consideram de începător sau warm-up, asta vorbeam tot timpul, că eu știam cât de greu e și mi-închipuiam. Dar am zis, nu, man, de ce să urce Sorin să-mi deschidă show-ul? Mă, are lucru, intri, ai spus două vorbe, ți-a ieșit, nu ți-a ieșit, show-ul merge mai departe, Coșnea. Dar a fost, aia este o... deci ce înveți din bucățele, n-ai cum să înveți din 1000 de show-uri bune. Așa e, da. Dar extraordinar, deci eu mi-aduc aminte un show în care eu și eram într-o zonă gri, uh-huh, în perioada aia, eram așa într-o zonă în care nu prea mai credeam în relații, mă cam deranjau oamenii care erau în relații, eram așa într-o zonă și am avut un show în care i-am dus pe oameni într-un vibe, era o singură masă, era o singură masă de oameni care aplaudau și pentru ei am făcut tot show-ul. Restul sălii cumva au rămas că au plătit biletul. Da. Și dacă nu s-o termina, mai stăm. Că și când mănânci desertul, nu-ți place, dar dacă l-am plătit, era la... Ești frig afară, să vedem și pe băiatul ăsta. Și am terminat show-ul și a fost pentru mulți din sală o zonă în care, după ce au râs foarte tare la tine, s-au dus în cap când și-au dat seama de relația în care râs, de condițiile în care stau, de lipsa de motivație. A fost un fel de bebe sexologul care a apărut de nicăieri. Da, nu știu, așa a fost un vibe și... când s-a terminat show-ul, Bogdan de la Sunet a prins becul
Și eu am avut the walk of shame prin toată sala, știi cum era goală așa? Cu becul aprins, mergeam printre oameni care își luau gecile triști și în mijlocul sălii era o masă de vreo 5-6 oameni în picioare care aplaudau, erau așa. Și aia fluierau și aplaudau. Aia care n-aveau probleme cu relația. Erau la și început. a fost momentul în care, deci nu pot să imaginez cât de catalizat a fost publicul în momentul ăla și cum, dar satisfacția mea de a merge așa pe o zonă asta super sterilă, efectiv era lumină de șters pe jos, am mers să-mi iau geaca și am coborât împreună cu oameni, și că erau scările aia și trebuia să cobor împreună cu ei? Da. Și auzeam discuțiile între ei, că bă, ăsta ultimul frate, nașpa. Nu că nașpa, m-a rănit. Dar ăia 5 oameni, 6 oameni care mi-au ținut aplauzele până să îmbrăcau ăștia și eu mergeam așa prin sală, m-au clădit. Bun. Și nice. Partea pentru... Deci asta, de fapt, tu ai spus acum o amintire pentru care, într-un fel sau altul, te-ai arătat recunoscător că ți s-a întâmplat. Da, toate lucrurile... percepția mea formată din ce am auzit de la alți oameni și din ce am constatat în viață este că viața fiind ca o coardă, dacă îmi permiți, da? când tragi de ea, întâi tragi în jos și după aia sare în sus. Da. Și atunci, tu dacă vrei să fii viu, să ai o sinusoidă, un sus și un jos, cumva trebuie să se întâmple susul și josul. Da. Acum, dacă ai ghinionul să pornești cu susul, ai belit-o, că vine josul. Da, dacă ai bucata, dacă jos? Ai noroc, începe josul și după aia urcă. Și cumva iar coboară și după aia până se atenuează și ieși la pensie. Na, râs la asta. Comedie. Ce frumos a zis. Adică a citit și atunci e bucata eu când, pe măsură ce mergea greu, eram bucuros că trebuie să meargă și bine. Și că bine. Acum sunt, dacă e foarte tare încordată în jos, când îi dă drumul, sărim sus și eu să mergem. Dar ai avut momente în care ai venit pe ploaie cu motorul și n-aveai casca la tine și te-am întrebat care e treaba. Așa, nu mă interesează. Și am zis, stai-mă puțin. Bă, dai-mă puțin. Dacă vrei să o luăm asta ca pe o atitudine, da, niciodată n-am fost fără cască, dar atitudinea asta am avut-o. Da, era ploaie, era ud. Era ploaie, era ud și eram pe motor, da. Dar era în perioada aia, în perioada în clipa în care n-ai miză, poți să joci orice, știi? Da, erai într-o zonă de autodistrugere. Nu cred mai înțelegeai neapărat, ce se întâmplă? Cred că nu neapărat, nu aș zice autodistrugere, cât o zonă așa de letting go. Știi? Când îți pasă, la un moment dat îți pasă prea mult de ceva și după aia dacă îi dai drumul, începi să te bucuri cumva. Am înțeles. Zi-mi, vrei să vorbim despre episodul în care ți-ai depășit handicapul? Da, mă, care din ele? Despre faptul că te bâlbâiai foarte tare și că show-urile și urcarea pe scenă te-au ajutat. Și iar e o chestie inexplicabilă, pentru că am mai vorbit treaba asta de mai multe ori. Iar eu la rândul meu trebuie să-ți povestesc că am întâlnit chiar la România au talent în sezonul ăsta un copil care asta, deci nu înțelegea nimic ce vorbește când s-a prezentat. Și unul care a început să-și facă numărul, a vorbit perfect și a zis că asta l-ajută cel mai tare să vorbească în public, pentru că are o teamă în care simte că se pișe, se cacă pe el de frică și faptul, tot ceea ce se întâmplă în el îi blochează treaba asta cu bâlbâiala și vorbește perfect. Da. Hai să o luăm pe rând. Eu când eram mic, m-am bâlbuit foarte tare. Și acum am aminte privirea lui tata care era când începeam să o iau la vale, bă, să uita, dar cumva și cu o milă, da, și cu un regret că nu poți să facă nimic, știi? Da. Și era și hai, respiră, fă-ți cumva, știi când te uiți la un televizor și parcă nu prea merge, dar nu știi ce să-i faci? Da. Mai dai o palmă, mai încurajezi, îl frești ceva, dar nu poți să-i faci nimic, că nu știi ce e în el. Și după aia am fost foarte, din cauza sau datorită faptului că m-am bâlbâit când eram mic, mi-am dezvoltat arma de a fi rău de gură. Adică oamenii s-au luat de mine că-s bâlbâit, copiii s-au luat de mine că-s bâlbâit, în schimb n-aveau ultimul cuvânt. Și dacă începeam să fac glume despre ei și să iau la mișto, îi țineam până îi terminam psihic.
chestii care m-au ajutat, m-au întărit un pic. Când am mai crescut, mi-am dat seama că în momentul în care vorbesc pe scenă, nu mă bâlbâi. Eu am avut grup de comedie din clasa a noua. Ne-am înființat ca un grup de comedie în Marghita. Și mi-am dat seama că în momentul în care sunt pe scenă, nu mă bâlbâi, pentru că în momentul ăla trebuie să vorbești mai tare. Și acum ce se întâmplă la bâlbâială, asta am remarcat în ultimii ani și asta este un secret pe care... Un secret, e o informație care o să ajute foarte mulți oameni care să bâlbâie. Am remarcat eu personal că în momentul în care mă bâlbâie este pentru că fălcile astea nu se deschid ca la toți oamenii. Uh-huh. Și în momentul în care tu ești atent să modifici felul în care ești obișnuit să vorbești, nu te mai bâlbâi, pentru că creierul este atent să îți flexeze zona bucală ca să poți vorbi. Și mă mai bâlbâi când sunt foarte obosit. Da. Și când îmi pierd cumpătul. Dacă am început să mă bâlbâi și-s roșu, trebuie să fugi, că ori spar chestii, Oamă, ori... Dar asta da. E o chestie horror să te certe un bâlbâit. Bă, că la un moment dat te pierzi în asta. Auzi de două ori ce ai greșit. Nu de două ori, dar până să auzi cu ce ai greșit, tot stai în tensiunea aia, că ele... Dar eu nu sunt așa, eu sunt genul de bâlbâit care repet foarte... Adică repet prima silabă. Dar odată de două sau de trei ori sau ceva din ăsta. Depinde. Depinde cât de nervos și cât de obosit. Presupun că ai auzit mai multe glume cu bâlbâit și bancuri. Ai vreunul care prefera, la care chiar ai râs și ai zis, bă, ăsta merită să-l țin minte, că e funny sau... Bă, unul singur am auzit sau unul singur țin minte că am auzit. Că eu fi auzit mai multe, ăla când era, nu mai știu, era unul... nu mai știu contextul, era într-un autobuz și unul îi zice lui cealaltă, domnul, cât aveți ceasul? Și la suitor și ăsta iară, domnul, cât aveți ceasul? Și ăsta suitor ăsta iară, domnul, cât aveți ceasul? Că îi zice unul, domnule, 11:20, mulțumesc, și pleacă. Și ăsta îi zice, dar de ce nu i-ai zis cât e ceasul? Că mă îngână. Zi-mi cum ești acum și ce faci? Adică, care e momentul ăsta? Că suntem într-un moment de, oarecum de relansare, dar nu de relansare. De fapt, aș începe cu o altă întrebare. Acum 2 ani, mă rog, sunt perioada asta, venea pandemia. S-a oprit pandemia și a venit războiul. Ce, în 2024, ce crezi că s-ar întâmpla? Dacă să zicem că s-ar termina războiul, ce mai vine în martie, odată la 2 ani? Criza financiară. Mm-hmm. Da. Vine... Cum ai trăit momentele astea? Gata, nu mai, fără mască, la liber, nu știu ce, bă, dar totuși... E războiul ăsta, știi? E războiul, e nașpa. E nașpa că e la ușa noastră. Că dacă era în Siria... Da, n-avea nicio treabă. Așa m-am gândit și eu. Era în Maroc. Ce se întâmplă, mă? Vreau ăla să... Brusc asta mi s-a părut... Am văzut foarte mulți români care se identifică foarte mult cu violența care se întâmplă aici, care de fapt e violența care se întâmplă peste tot, dar dacă sunt departe, cine-i vede, știi? Și biletul de avion până acolo e scump. Dar da, așa, dacă dă cu aici lângă tine, aproape, da. Fratele meu ucrainian, da. Mâncați-o, gata, ține acolo, răzbește, că dacă nu răzbești tu, vine la noi, după aia trebuie să ne luăm noi bagaje, ne ducem, unde drag ne ducem acum? La, știi? Bulgari, știi că tăguleamăt. Nu știu, la greci probabil. La greci, da. Grecia, clar, invadă în Grecia, că ajungem și repede cu mașinile, cu toate mașinile. Ce faci? Faci Tasos, o faci Little Romania, așa e zicem de acum. Ți-ai cumpărat motorină când a fost aia? Nu. Nu? Nu, am auzit oameni care au cumpărat. Eu am și un om foarte ok lângă mine. Că eu sunt mai panicos așa. Eu mă gândesc, bă, dacă salvez 200 de lei, nu-i ca și cum ar fi. Dar te gândești, bă, totuși, parcă, știi, de ce să nu salvez eu 200 de lei, știi? Mai bine să-i salvez așa. Și după aia am acest om lângă mine care e mai rațional și... Cum a fost și faza la începutul pandemiei, toată lumea cumpăra conserve, mai știi? Da, da, am cumpărat și eu. Toți prietenii mei, conserve, făcute. Am cumpărat, mă, și eu, conserve, mult, da. Nu știu ce. Și am venit acasă și mi-a zis, bă, luăm și niște conserve. S-a uitat la mine, Adina, m-a uitat la ea. Zice, Adina, bă, da, mă, fără el, cât poate să fie? Nu poate să aducă și niște conserve, de-ne dracu, sau
E o problemă că le contaminează la fabrică. Dar mai presus de conserve, a fost problema cu hârtia igienică. Adică era o problemă. Nici aia n-am trăit-o, că eu cumpăr câte două baxuri. Eu câteodată merg la magazin să cumpăr hârtie igienică. Da, mă, știu. Ca și omul care livrează. Și deci, eu cumpăr, și eu cumpăr două baxuri de câte 16 role, 32 da, de dacă role. Dacă te prinde fix la aia, e nasul. Asta zic. Nu, pe mine m-a prins, mai aveam un bax. Și am zis, ai, ok, nu știu, stres. Dar ce mi-a dat cu... sentimentul ăsta apocaliptic a fost când am intrat în magazin și s-auzea în boxe de la magazin în care de regulă merge o melodie: vă rugăm frumos, cumpărați mai puțină hârtie, marfă se bagă la ora 6, și tot ziceau că să se calmeze oamenii, da, avem erau hârtie. Câte unii mâncați așa cu hârtie igienică, cu cărucioare pline de conserve, nu știu ce, am vrut și eu să iau un pateu, nu mai erau pateuri. Trebuia să te rogi de altul care avea cărucioare, dă-mă și pentru copil un pateu. Extraordinar, mă. Dar această panică, și eu cred că această panică, cred că asta este doar ce am putut noi observa din cât suntem de manipulați. Băi, eu cred că au fost unii care și-au luat pentru 5 ani și au făcut stive de hârtie igienică de nu știu ce. Și eu sunt curios cum stie acum, că era stat așa, și am, frate. Da. Și astea, gata, s-a terminat și mai e și hârtie igienică, no, și poate o ce trebuie faci. Să vină ceva, mă, vine băi, război, ăsta, noi. Ăsta asta așa. Notat. Vine ceva mai rău, vă spun eu. Deci o să vedeți. Eu simt că nu poate să recunoască că a făcut tot în penie, știi? Dar din toate teoriile conspirațiilor vehiculate în ultimii 2 ani, chiar și acum, care ți-a părut cea mai tâmpită? Adică când ai auzit-o și ai zis, bă, stați-mă puțin, nu poate să fie așa ceva niciodată. Bă, nu am reușit să mă alimentez cu ele. Nu? Nu, nu, dar nu să te alimentez, că nici eu nu am stat să mă alimentez cu ele. Dar trebuie să fie auzit ceva de la chipuri băgate. Asta, la... Nu, asta cu 5G-ul. Asta cu 5G-ul, da, asta a fost una dintre ele. Asta cu 5G-ul, că bă, ne nici bagă... nu știi ce ne face. Deci că asta e, că 5G-ul efectiv sună... Sună nimic, sună a cuvânt, 5G. Și asta este ce mi-a rămas mie în cap, bucata cu 5G-ul, că te prăjește la creier, că... Mă rog, te prăjește la creier, te prăjește mai tare telefonul din... Eu, de exemplu, uite, am auzit acum de curând, știi că s-a dezvoltat toată treaba asta cu Alexa, nu știu dacă ai o Alexa acasă sau o boxă care să fie legată la Google, conectată, să vorbească, da. Și am înțeles că, de fapt, în toate mini-speakerele astea, în toate Alexele astea care sunt, ei, de fapt, înregistrează și când nu e ea pornită, tot ceea ce se întâmplă și aud toate discuțiile din baie. Eu nu știu, asta este teoria conspirației pe care o... Căci o că de asta dețin ăștia controlul și a plecat de la treaba asta, că ai văzut că dacă stai pe Google și cauți ceva, următoarea recomandare dintr-o întâmplare dacă de oriunde te aude telefonul, pentru... Da. Ăștia zic că tehnologia asta este pe bază de looping, deci îți înregistrează constant, adică nu transmit conversația, e doar scanează, fac o scanare și când au cuvinte... etichetate, îți apar reclamele. Da, uite, de exemplu, dacă noi am avea acum împreună o firmă de genul ăsta, să zicem că suntem amândoi parteneri într-o firmă în care dezvoltăm o chestie de asta, un business ăsta în care vedem în funcție de căutările sau lupurile fiecăruia din telefon, să-i băgăm ceva pe gât. Hai să facem un test. Eu ți arăt ție ultimile 3-4 căutări pe Google, okay. Tu la mine, eu la tine, uite, ți l-am deblocat. Ai Google-ul aici, știi că dacă apeși pe bara de la Google, îți apar căutările. Să vedem cam ce ți-aș recomanda eu ție dacă aș vedea primele... Dar nu modifica, nu șterge, te rog eu frumos. Nu, intru uite, Google, ți-am dat Google bară. Uite, bară. Da. Ia, dăm să văd. Uite, aici tu bară, să nu se deblocheze, apasă pe el. Deci, tu ai în telefon prima căutare, how to eat kiwi. Deci, how to eat kiwi, curs valutar și ombre, letter, parfum. Astea sunt primele trei, man. Deci, oh my god. Acum, eu nu știu dacă următoarea căutare este for real, ceea ce înseamnă, sau e ceva kinky. Small kitchen black floor. Small kitchen black floor. Adică, man, ce cauți pe site-urile porno? Ești greșit total. Adică tu ai trecut de faza cu MILF și cu
plec, pic, pic. Tu ești acum pe site-ul porno, hai Small spun, Kitchen. Black Floor. Noi am vrut să ne, mutăm într-un apartament mai mare și n-am găsit. Why did Michael Jackson had white skin? Man, man, tu nu te plictisești cu ăsta niciodată în mână. Doamne, why did Michael Jackson had white skin, man? Hai să spun că nu. Oh, dată stăteam, fiică mea e pasionată de Michael Jackson. Acum are 3 ani jumate. Tot timpul, tati, știi cum face? Tati, îl pui pe băiatul ăla care face așa. Are el un clip în care se pleacă. Smooth criminal. Tati, pipi pe la care face așa. Și te-a întrebat, bă, asta? Nu, și ne tot uitam la Michael Jackson și, bă, așa din 80 încoace pare din ce mai alb. Și mă tot gândeam, cum dracu a ajuns să facă, să scoată pigmentul ăla din piele. Și după aia am citit că el a avut a intrat aici, vitiligo, aici. Da, a avut vitiligo. Și era foarte complexat de faptul că avea vitiligo și trebuia să macheze pe toată pielea. Până la un moment dat când a devenit, o scăpat de sub control și atunci au mers la ceva doctor și i-au prescris la niște medicamente care depigmentează pielea și așa au ajuns să fie alb. Băi, doar trec printre ele pentru că e o minune, telefonul tău e o minune. Deci pe cuvântul meu... Trebuie să-l deblochez pe ăsta. Imediat ți-l deblochez. După aia ai... parfum Tom Ford Ombre Letter. Deci te-ai dus pe Ombre Letter ăsta. Ombre Letter e bine. Cu Black Kitchen Small Black cu Black Floor. Black Floor Small Kitchen. Madeira Poleinon 1935. Ce e asta? Stai așa un picuț. Ăsta e momentul în care, bă, vezi, Madeira Poleinon. Fii atent, când o să-ți dau acum asta, o să fii, man, i-am făcut jocul de la bun început. A, da? Au tuit kiwi? Bă, băiatul, îl decojești? Cine? Nu, mă. How deci, to eat kiwi? Fii atent. Eu tot timpul când belesc căcatul ăla de kiwi, trebuie tot timpul să-l trag și mă deranjează că trag felicul și să rup din ce în ce mai mici. Și știu, trebuie să... așa, dar curesc ca pe cartofi. Da, și am crezut că există un om care a găsit, știi că mai sunt alea de... Cum, dracu, nu m-am gândit la mango să fac chestia? Zic că, bă, poate fi o treabă din asta de, bă, dacă de și fapt, kiwi-ul poți să-l mănânci și când îl faci să deschide singur, ești prost. Poți să-l mănânci cu lingurița ca pe ou. Pe așa. Tai și îl scoți din lingurița. How to eat kiwi. Te-am spus un cadou. Ce asta? Este un hanorac. Hoodigans. Este un hanorac pe care eu îl fac cu Vio. Da? Da, este brandul nostru. Și este, nu este, deci ăsta este un hanorac făcut de la zero, din material, din pânză albă, vopsit la noi în țară, cusut. Nu vrei să spun ceva, se vede. Și cu felpă, bă, mersi frumos. Nice, mersi mult de tot. Să îl porți cu drag. Și Madeira este ața care se folosește la brodat și există niște coduri de ace. Și aici e maica domnului? Nu, acolo este un călugăr. Îmbrăcați la fel, știi că te duc în eroare. E un călugăr. Și de la ce vine hoodigans? Exact, de la hooligans. Da. Numai cu hoodie. Că e hoodie. Și avem .com. Asta okay. Este foarte important. Mersi de cadou. Hai să-ți deblochez telefonul că am te rămas rog, la... Te rog, că eu am rămas aici la asta. Am văzut acolo niște chestii și mi s-au părut. La mine nu e how to eat kiwi. Da, e varice pe picioare. E o chestie pe picioarele cui? Pe picioarele mele, am un varice okay. Piciorul drept. Și tot mă gândesc că nu m-a deranjat până acum. Dacă mă deranjez și vreau să o operez. Dar nu știu, dar îți pare tare că tu ai căutat-o că vrei să o operezi acasă singur. How to operate. Adică how to remove varice pe picioare. De la how to eat kiwi la how to operate varice pe picioare. E cu din ăla de la grătar și o arzi, mă. Ca copiii de la școală să mă găsească tot pregătit să zic acum urmează cuții, furculiță. Cauți bilete la lui CK? Am eu unul. Nu, am cumpărat chiar și eu am de dat pentru că se întâmplă marți și miercuri și am filmare și nu marți și miercuri, da, eu am marți. Da. Bandare hemoroizi? Nu, asta n-a. Asta cred că mi-a oferit-o Google. Cred că ți-a băgat tu ei. Ți-a băgat tu ei. Eu zic că bă... Băi, ce merge cu niște varice pe picioare? Niște hemoroizi, tati, să fie. Sunt două lucruri funny care mi s-au întâmplat cu asta la proctolog. Unul la mână. Când m-a învățat să mă dau cu alifie,
a fost o chestie care m-a șocat puțin. Mi-a zis așa. Iar cu asta, cu proctogivenelul, se dă introducând o falangă ca să fie și în interior. Și am zis, cum adică? Și a zis, ține așa, ia ține așa. Și a zis doctorul, ungi și scapă falangă. Ei, când am băgat asta, eu am strâns. Nu i-am mai dat drumul. Și el a făcut, nu, dai drumul. Știi că am avut instinctul ăla, că n-am zis ce trebuie să fac. Am crezut că e ca un joc, dar ca un salut tu, de la... Și care tu ai fost știi... ca un cur bun, efectiv. Da, ca un cur bun, dar am reacționat și ca la un salut american pe care nu știu. Am zis că trebuie să fac și ceva. Dă-i drum, dă-i drum. Da, și mai e o chestie în care bandarea efectiv se pune un elastic pe hemoroid ca să cadă singur. Și... Îi legi în coadă să ce drag le faci. Dă degetul și mi-a zis așa, hemoroidul ăsta. Și a zis, eu vin scurt. Am pus elasticul și rămâne acolo. Și acum tu erai, dar dă-i drumul. Și se explică treaba asta. Fuck știi? Me. Ai, fuck me. Bun. Nu știu, altceva nu știu ce ar mai fi acolo. Aici ai niște chestii, nu vreau să mă bag că e frizerie, zic să nu fac reclamă. Restricții, știri, scaun gaming, am înțeles, de la hemoroid să stai, da, scaun măi, gaming, da. A zis că trebuie ceva mai moale, de stat, da, în picioare, este ceva scaun de între, de niște blocatoare așa. Bun. Niște două brațe să te țină de aici în timp ce... Exact. Foarte frumos, foarte frumos. Cum te să scap de pică? Nu, asta glumesc, căuta glumesc, nevastă mea. Fii atent, zi-mi și mie, de câte ori te gândești la sex pe zi? Mi-a rămas asta în cap de la emisiunea Pe Bune, când am văzut un studiu despre treaba asta și o să spun imediat de câte ori se gândesc bărbații și de câte ori se gândesc femeile. Pe eu, de fiate când o văd Padina în bucătărie singură, când văd copiii deja nu mai... Da, da, când o când e acolo, dacă e în bucătărie sau așa, mă gândesc. De câte ori pe zi te poți gândi la sex? Păi de câte ori o văd? Păi nu, dai să nu ne mai referim doar la Adina, mă. De câte ori te gândești la sex pe zi? Bă, mi-e foarte greu să fac un calcul pentru că-s de multe ori. Nu, glumesc, habar n-am. Bă, chiar habar n-am. Este o... Nici nu știu cum a făcut ea studiu. Bă, studiu releva așa, că bărbații se gândesc în jur de 19 ori pe zi. Cu aceeași parteneră, adică se gândesc la... Se gândesc la sex, nu spun exact ce și cum. Și femeile se gândesc în jur de 36 de ori. Ceea ce nu relevă problema zilelor noastre, în care femeile sunt mai rezervate în ceea ce privește sexul și bărbații sunt mai dispuși. Poate ajută dacă ne-am gândit și noi mai mult. Cred că pe bărbat să vede, mă. Pe bărbat să și vede, că afară se scoală. Da. Știi? Nu se bagă în interior. La femeie, nu, dacă nu se scoală în afară, nu se vede, mai auzi, poți să gândească oricând. Clipoci ceva, maxim dacă... Nu, da. Asta înseamnă că ea oricând, apei sau în timpul ședinței, orice se vorbește, ea e acolo. Fac, că nu se vede. Dacă tu ești la o ședință, nu poți să vorbească șeful cu tine și la un dat... Da, intră! Tu ai acum, în momentul de față, ai 3 copii, doi care sunt mai micuți așa, unul care e destul de măricel. Da. Hai să vedem, cum faci să faci dragoste la tine în casă, fără să faci intențiune? În condițiile care nu-i duci la mama, la tata. Copiii sunt în casă. Nu există. Nu există. Nu. Nu o faci relaxat niciodată, nici noaptea. Mi-a adus aminte de o bucată din 2014. Când e efectiv o criză epileptică a doi oameni adulți, așa arată. E... Da? Atât? Mica și cum te-ai uitat la un film porno, dar e mai supărător, că măcar ăia când măcar îi vezi că au degajamentul ăla de energie, aici e doar înghiți. Și ții, nu știu. Asta e. Deci nu faci niciodată relaxat copiii în casă. Cum să faci relaxat copiii în casă? Hai să dăm niște sfaturi oamenilor. Cum să faci relaxat? Băi, stai un pic. Cine face relaxat cu copiii în casă? Tu? Nu face. Păi nu. Dar hai să dăm niște sfaturi oamenilor care sunt la început de drum sau care au copii mici, să le recomandăm niște trucuri. Da. Cum să facă dragoste copiii în casă fără să-i prindă copiii. Da, asta e prima parte. Păi și a doua parte trebuie să le oferim și variantă de explicații pentru atunci când te prinde copilul în momentul actului. Da, da. Deci prima parte. Sfaturi utile pentru a face dragoste. Facem 1-1. Da, da, dai tu, nu dai. Sfaturi utile pentru a face dragoste când ai copii în casă. Și... Deci trebuie să-i lucrezi la psihic, trebuie să-i faci dependent de un desen animat. Și nu le dai.
Deci nu le dai desene animate. Doar... Și în momentul în care vrei să engage, te uiți așa, comandor, da, bun. Și atunci zici, copii, am o surpriză pentru voi. Ce? Ua, nu pot să cred. Le dai drumul și ai, de acolo ai lejer 3 minute. Deci lejer, care e okay. Vorba aia, în 3 minute muți mobila, nu... Ok. Eu le scoți fișe la imprimantă și îi pui să coloreze concurs cu premii, o Kinder. Ai, nu te cred. Da, durează mai mult de 3 minute. Fine. Adică poți. Dar trebuie să ai o Kinder, nu? La mine se aplică când... Tot timpul trebuie să ai o Kinder oriunde în casă. Tot timpul. Trebuie să dai premiu. Știi că și eu aveam o bucată în care spuneam de Grecia, că de Turcia sau nu mai știu, de vacanță, că copilul care avea păreri. Și am zis, copilul până la vârsta de 3 ani nu trebuie să aibă nicio părere. Mângâi pe cap, îi dai un nou Kinder. Deci e asta cu desenul. Tot cu desenul animat. Altul. Da. Un sfat util. Este, îi închizi în cameră. Da, îi închizi în cameră cu cheia. Pui un monitor să-i vezi. Ok. Și asta e traumatizant dacă vrea să iasă din cameră. Nu, că nu e închis separat. Deci nu e închis împreună. Deci pe ăla închis. Mai traumatizant că sunt închiși. Păi nu, dar să nu-și facă rău unul altuia. Știi că după aia așa, dacă nu știu, el cu spiritul de conservare nu-și dă cu capul de zid. Păi și poți să faci dragoste în alea 3 minute când știi că e închis în cameră și poate zgârie ușa. Dacă îi vezi pe monitor la ce... În timp ce faci dragoste te uiți la copii pe monitor? Păi nu, că-l pui să se audă, dacă mârâie te uiți. Doar să se audă. Dar nu profanezi, adică te îmbraci, te uiți, nu-i nimic, te dezbraci, continui. Eu zic că merge și cu o pregătire în prealabil, vreo oră, două, în care le explici copiilor, dacă sunt mai măricei, că lui mami și lui tati e destul de rău. Și mami trebuie să-i facă, tati trebuie să-i facă așa lui mami ca să-i treacă. Nu, și avem și noi nevoie de jumătate de oră să stăm puțin întinși, că ne e rău la amândoi. Dar nu și merge? Dacă sunt mai mari și înțeleg, da. Dar tot dacă sunt mai mari, deci cu cât sunt mai mari, cu atât ai riscul să înțeleagă mai mult. Bineînțeles când că la un moment dat, adică înțeleg. Eu înțeleg că ți-e rău, dar asta deja... Păi atunci hai să vedem cum facem, care sunt potențialele explicații pe care ai putea să le dai copiilor care prind părinții în timpul actului sexual. Pe diferite vârste. Să ne încadrăm acum între 3 și 5 ani. Copiii au între 3 și 5 ani. Nu știu ce se întâmplă acolo. Așa, nu știu ce se întâmplă. Ei doar văd treaba asta, tensiunea asta. Da. Această zbatere epileptică doi oameni maturi în propria lor casă. Păi prima chestie este, tati vrea să o cântărească pe mami. Și de-aia o strânge în brațe ca să văd cât mami e... o cântărește pe mami. Tati cântărește pe mami, că dacă o iei din spate, atunci să vezi cam cât... Așa. Nu știe că trebuie să stai drept, că ca să vezi dacă e grea. Da, mai... E, știi care vi se pare cea mai halucinantă treabă? Dacă intră copilul peste tine și tu ești în timp ce faci sex. Da, stai, cum vă prinde? Deci ea cum este? Să zicem că, mi-am imaginat că ți-e rău și stai întins un pic. Asta mi-am imaginat. Doggy style, da? Doggy style, ok. Și ești în picioare și soția acolo și intră copilul și rămâne așa. Și te uiți și zici, o ridici pe ea și te pui tu și zici, și acum masează-mă tu. Sau mai există varianta, dacă ai băiat când intră și e doggy style, te oprești, o scoți, pui mâine pe ea și ai sărit-o. Ca să... Și te duci cu capul la perete și zici, acum tu. Dar poți să o ai pe aia tot timpul când stai acolo și... Adică poți să te dai foarte... Na, așa se împinge patul și doar te îndepărtești. Și asta e bună. Așa te... Și dacă îți mai mari, la 7-10 ani? Mă, t-ai insista. Mă, t-ai dat-o, dai pe asta. Uite, mă, ce se întâmplă. Da. Uite ce se întâmplă, că vin copii. Le dai un deget și-ți ia toate... Da, e bună. Fian, dacă ar trebui să renunți la un obicei, da. Ai renunțat la ștersul la cur sau la spălatul pe dinți? Nu știu dacă ștersul la cur e obicei. Oare cum spălat? O fi tradiție la voi în zonă. Cam mersul cu călușare odată pe an așa. Da, ne adunăm toți cu a bătrână la masă de paște. Și aici să vină hârtie igienică. Dacă tot ne-am adunat toți. Ia să ceapă a bătrână. Dacă ar fi să renunț la ștersul. La ce ai renunțat? La ștersul la curs sau la spălatul pe dinți? Ștersul la curs sau la spălatul pe dinți? Aș renunța la spălatul pe dinți și îți explic de ce. Că mai păcălești cu un măr, cu lămâie.
ai adică variante, poți, da, să te cureți la, poți să te cureți la cur, tati, dacă n-ai, n-ai mers acolo. E, corect, nasul. Mi se pare corect. Așa mai mușt, mai mușt, mai mergi acolo. Ai vreun animal? Pulover-ul. Ai vreun animal de companie acasă? Papagal, pisică, câine? Am toate câine. Animalele de companie, nu cred, acasă. Am pisică și câine. Bun, dacă animalul... Câinele nu e acasă de un an, de când s-a născut fiul meu și noi am fost la țară și am dus câine la țară pentru o vară și a rămas și iarna asta acolo, da. Mm-hmm. Dar e pisica. Acum mi s-a pus în vedere că trebuie să vin acasă câine și am zis bine. Dar pisica e acolo. Pisica e acolo. Dacă pisica ta ar putea vorbi. Da. Și ar spune despre tine un lucru care să te facă de căcat. Da. Pe care știe doar ea despre tine. Așa. Care ar fi ăsta? Ce ar zice? Să vă spun eu despre Sorin. Cum îmi dă câte una păstă coaste când mie un tare. Deci îmi dor copiii, dar nu o bubui, mă. Dar, deci eu nu mai știu ce să-i fac. Deci nu mai știu ce să-i fac. O iau de cap și o arunc, dar nu de cap. Dă piele de aici, de asta. Și o arunc 2 metri mai încolo, pentru că vine, ea mă aude, doarme în sufragerie. Deschid ușa încet, ies din cameră și trebuie repede, repede, în momentul ăla să deschid un plic. Un plic de mâncare. De dacă trituri, n-am de deschis plicul ăla de mâncare în secunda 2, se înființează lângă mine și miaună de scoală pe toți din casă. Dar îi nu arunci, nu lovești, Sorin. Nu lovesc, mă, o iau de cap și doar... Pentru că avem aici un istoric cu podcastului, un moment în care eu am povestit în glumă cu magicianul că a scos un porumbel mort în timpul unui număr de magie. Nu cred. Toată treaba a fost inventată. Și? La 2 luni de zile, cineva a făcut o petiție și mi-a venit o doamnă comisar cu legitimație, mă. Acasă. De la poliție acasă. M-a sunat că nu eram acasă. Că trebuie să dau o declarație, să spun ce s-a întâmplat cu porumbelul mort. Da, bro, dar la mine n-a suferit nimeni. Pisica se duce 2 metri mai încolo. Adică da, ea a căzut de la etaj singură de nu știu câte ori. Hai să nu deci, mai... Dar stai puțin, că asta n-ar spune despre neapărat despre tine. N-ar fi o chestie care ne-ar m-ar șoca. Turna că da, copiii nu știu despre asta. Tine? Bă, fiți atenți că Sorin... face lucrul ăsta. Asta că o mai lovești sau că o mai împingi nu e așa o chestie. Deci ce am eu de ascuns nu mă știe nici pisica. Eu asta vreau să spun. Adică nu e bine punctat asta. Bine aici. Adică la asta că eu stau să mă gândesc nu ce am eu de declarat acum cu ce m-am ascuns eu. Ce știe pisica? Că asta m-ai întrebat. Corect, gata. Nu prea știe mă pisica aici. Nimica. Ce mirosuri ciudate îți plac? Că ce mirosuri ciudate? Ciudate, da. O chestie. Ai văzut parfumul ăsta? Ăsta de care ai zis tu? Da. Leather. Nu. Miros de piele. Miroase a piele, dar a piele de a geantă de piele, a geacă de piele, a ceva în zona asta de piele. Acum, sincer, dacă m-ai vedea vreodată gol, ai vrea să mă vezi din față sau din spate? Dacă te-aș vedea vreodată gol, aș vrea să te văd din față. Știu că te-ai aștepta să zic din spate. Nu, eu n-am zis cum aș aștepta. Stai puțin, man, că eu n-am zis. Te-am întrebat cum ar fi. Dacă aș vrea să dacă aș avea pe lista mea de chestii pe care mi le-aș dori să te văd gol. Dar dacă mi-aș dori să se întâmple, ar fi din față. Că în față prins tot. Este și ce ai tu de ascuns. Da. Dar și surprinderea ta în timp ce vezi mie fața că ți-am văzut ție. Aia e complexă treaba, adică da, și atunci vezi e un roller coaster de emoții acolo. Este greu de uitat. Te întreb sincer, așa, cât ai zăbovit? Cam câte secunde ai zăbovit cu privirea pe mine? Nu știu că m-aș uita și după aia m-aș uita repede la față. Că nu mă interesează. Că e mică, că e mare, nu mă ajută la absolut nimic în viață. Dar faptul că tu ai conștientizat că eu am văzut pachetul să schimbă și mi se pare foarte... Dar dacă ar fi... Asta este o chestie pe care am mai făcut-o în podcast la noi aici, dar bravo, dacă ar fi să prinzi peștișorul de aur și ar trebui să-i spui 3 dorințe pentru mine... Deci să ți se întâmple ție? Da, ce îi spune? Peștișorule, eu îmi doresc pentru Bobo următoarele 3 lucruri. Da, doar personal. Deci nu implicăm nici familie, nici... Mă, ce vrei tu? 3 lucruri pe care le-ai spune peștișorului că ți le dorești. Le vrei funny sau le vrei for real? Că nu-mi dau seama în ce zonă ești. Că așa, dacă ar fi for real, aș fi așa la modul să nu se îmbolnăvească niciodată. Da? Dar pe de altă parte te gândești că dacă îi dai dorința asta nu mai moare și după aia dacă o aplici numai pe el nu merge, nu vrei să-ți vezi copiii murind, da? Și atunci ești la modul ăla, trebuie să o dai foarte atent, știi? Adică să trăiască cât are nevoie să... Da. Să fie sănătos o perioadă. Așa. Să fie
să aibă bani mulți și trei minte să le folosească pe toate. Asta sunt dorințele for real. For real. Că ar exista și dorințe funny? Ai putea să-ți precuri o chestie dacă, care știi că nu mi-ar face bine, dar ar fi funny? Da, mi-aș dori de fiecare dată când te caci, să te caci bani, dar tu să nu poți să iei. Să nu poți să iei. Tu te caci, dar toată lumea poate să ia bani, dar tu când primul ăla să fac căcat. Să se facă căcat înapoi. Ai merge la lăutare. Bă, dă-și tu la oamenii ăștia niște bani. Dacă n-am luat mâini de mărunt. Da, dar ar fi fani că dacă oamenii ar vrea să te țină sărac, sărac ai fi mâncat. Da. E bună asta. Și tot un exercițiu pe care l-am făcut foarte des aici cu prieteni este: dacă tu ai muri înaintea mea, ce ai vrea să fac eu la mormântarea ta? Și la fel eu o să spun: dacă eu aș muri, ce aș vrea eu să faci tu la mormântarea mea? Mă refer la momentul în care te bagă în gura apă sau te arde. E lumea adunată, familia. Așa. Și ce ai vrea tu să fac eu? Apar eu, tu ești acolo cu mâinile pe piept, lumea o să mă recunoască. Uite, a venit și Mihai Bobonete la mormântarea lui Sorin. Și eu să le zic și să vin să fac ce vrei tu să fac. Dar atenție, că asta este destul de for real. Așa am făcut-o cu toată lumea. Adică, e ca o promisiune. Ai grijă ce-ți doresc să fac, pentru că dacă se va întâmpla să mori înaintea mea, deci va trebui să fac. Nu e la mișto, adică nu o facem, nu e facem la glumă, nu? Bă, ce crezi, podcastul ăsta e destul de urmărit. Lumea ține minte. Ok, bine. Nici nu vreau să-ți dau alte exemple acum. Și ce... acum ce vrei, să mă țin de promisiune să mor înaintea ta? Sau care nu, se pune problema dacă... Tu dacă ai avut așa mulți invitați, o să fie, o să țină mormântarea ta 5 zile. Mă, o să țină. Dacă stai că băi, urmează, o să urmează că Vio sunt Dragu cu un moment special. Băi, nu mai știu, mai ține ce a zis Vio? Mai tine, păi nu, Vio, nu, că tu ce ai spus lui Vio? Că dacă se întâmplă ca eu la Vio trebuia să vin să țin o bucată. Nu, Vio asta mi-a zis, că vrea să vin să fac un text de stand-up comedy la moartea lui. Dar el trebuia să facă altceva la mine. Nu știu, era ceva, o nebunie totală. Vio mi-a, exact asta mi-a cerut, să vin să fac o bucată scurtă. Da, asta ar fi funny. Vrei să încep eu să spun te ce rog, mai... ca să poate rog, te ajută. Da, că poate mă ajută să... Tu ai eu, avut din să te eu mi-aș dori la moartea mea, dacă eu mor înaintea ta, da, acolo unde e adunată lume, uh-huh, și să țin speech-uri sau o chestie serioasă... Eu o să notez asta, zi. Da, aș vrea ca tu să vii destul de lejer, să spui o măsuță undeva, lângă groapă sau lângă preot, lângă colivă, și să încep să faci oamenilor din baloane animăluțe. Și să-i și întrebi, să-i insiști, chiar dacă ei plâng. Fac un cățeluș, vă fac o pisicuță, vă fac ceva. Okay, și să zic că nu e momentul, știi? Chiar e momentul că i-am promis, adică nici mie nu-mi face promis plăcere. Uitați ce roșu sunt în obraș. Da. Și să le faci cățeluș. Eu ce aș vrea să faci? Mm. Să-mi schimb sicriul înainte să mă bagi. Cum? Să-mi schimb sicriul. What? Asta mi s-ar părea fain. Adică să vin. Deci ei îmi cumpără un sicriu. Tu ești deja acolo, mă, e slujbă. Ce? E slujbă, da, nu, da? Cântă și popa, vii, nu știu cântă ce. Popa. Și tu vii cu alt sicriu. Îmi fac loc printre oameni. Da, și zici scuze. Stop! Da, ăsta-i sicriul în care trebuia să-l băgați. Am semnat toți pe el. Și vii un sicriu pe care au semnat toți comedianții și trebuie să mă mute dintr-un sicriu în altul. Și dă-i, pune-i pe ăștia. Ia, pune-i, scoate-i, dă-i șurubul, le ține-l, scoate-l afară. Asta vrei să fac la mormântarea ta? Mi se pare... E și de muncă, bă, de ce, bă, genul ăla. Bine, atunci hai să mai luăm. Nu, mă, nu, dacă asta ți-a venit, asta o fac, n-am probleme. Să mai luăm, bă, o să mai pare, fie ceva comediații acum, dacă stau, acum dacă stau să mă gândesc, o să fie greu pentru familia mea. Ah, fuck shit. Păi, dar la mine nu o să fie greu că tu faci balonașe? Adică tu să-i oferi Mariei sau lui Octav: uite, Octav, un cățeluș pentru tine. Cred că o să mă bată. Asta spune, să zic că băi, ești nebun. Pleacă pe de aici, nu-i momentul, Sorin, da, nu-i momentul. Sunt grele amândouă, nu e ca și cum... Dar pot să o fac, cred că pot să o fac. O să vorbesc cu o firmă de sicrie care să stea pregătită. Ar fi funny. Am intrat, doar le spun să facă puțin loc. Lumea, foarte mulți o să întrebe ce e asta, care nu se uită la podcast și nu se știe, și o să am și video, o să le zic: man, uite-l cântrea, dacă l-ai respectat, dacă te-ai venit la mormântare că l-ai respectat și l-ai iubit, uite omul aici că vrea să-i schimbi sicriu. Spune-mi tu cum aș putea să nu-i schimbi sicriu. Și nu cred că există discuție. Bă, da,
Da, dar acum că zici, parcă m-aș gândi la altceva. Da, auzi? Parcă, da. Așa, și dacă parcă vrea... nu vreau să semnez acest contract. Și dacă mie vrea... mi-a venit, da. Auzi, și dacă n-ar vrea să mă lase, tot aș pleca strigând: las că plecați voi și vine cu băieții mei. Mi-ar plăcea, da, acum, la modul cel mai sincer, ce mi-ar plăcea? Să rup toate florile din coroane, dar să lași cu coroana, doar să scoți florile. În timpul mormântării asta, să adun scoți, garoafele. Da, să adun garoafele. Mi se pare așa o... Păi ce rămâne? Foarte elegant. Alegeți, ai voie una singură. Ce-ți asta, doresc să asta, fac la moartea ta? Asta. Vreau să scot vreau să toate florile din coroane. Toate florile din coroane. Și vrei doar în momentul mormântării sau vrei vreo 3-4 luni să mă ocup de mormântul tău, să iau tot ce e floare pe acolo? Nu, doar așa, când, okay, când începi ăștia și tu să doar să smulgi. Bă. Dar fără să zici ce se întâmplă. Fără... We have a deal. Ok. Ok. Toate garofele așa. Zi-mi cum ai descrie pe fiecare dintre colegii tăi de la comics, folosind un cuvânt urât și unul bun. Hai să-i luăm pe rând. Pe cine? Cu cine? Începem cu Toma? Hai, începem, că dacă tot o să-i fac pe toți, pe toți îi fac. Hai să luăm pe Toma. Toma, un cuvânt bun și unul rău despre el. Va fi foarte greu să... considerăm ce este rău și ce este bun. Da, așa e, da, da. Dar putem s-o dăm pe Toma putem să și bun și rău la Toma este control freak. Control freak. Da, este și bun și rău. Că este și bine de acolo și rău de acolo. Ok, adică, Popescu? Niciodată... Popescu este mucalit. Asta e partea bună. Și partea rea este că adică un cuvânt rău care un cuvânt, desc, un, da, așa, leneș, aș zice. Leneș. Toma? Dar leneș, nu știu. Poate să nu mai se gândește și la animal sau la altceva. În fine. Așa. Și a rămas Sergiu, că la Toma am fost. Da, Sergiu. Și la Sergiu indecis. Un singur este, cuvânt, și de bine este, și de rău. Partea rea și partea bună este muncitor. Bun. Pe de altă parte, îți recunoșteam la începutul interviului, de fapt până să începem să filmăm, că îmi doresc o invitație la una scurtă, pentru că este show-ul meu preferat acum, pe care l-am văzut și la iUmor, am văzut și pe net parte din el și mi-e dor de impro. Și te provoc la una scurtă, am pregătit niște facem bilețele. Facem rând pe rând? Da, da, bine, tragem bilețelele și le facem pe rând. Bine, bine. Astea sunt mă, dar ele. Ai luat aici, am mâncat, ți-aș gura. Bă, acum nu știu dacă le facem pe toate, hai, dar stai să explicăm oamenilor de acasă, okay, că ce mie mi se pare oricum și un joc de societate foarte fain, care poate fi oricând activat. Facem una scurtă, citim niște bilețele și reacționăm pe loc la ceea ce scrie acolo. Vi recomand și pe YouTube îl găsiți, una scurtă se cheamă, acolo vedeți mai exact exemplificate, un joc de improvizație. Îi dăm drum una cu una. Citește tu. Ești ospătar și cineva te cheamă la masă și îți arată că a găsit un floc în ciorbă. Ce îi spui? Cer mii de scuze, nu e al meu. Asta zice. Unde e celălalt? Unde e celălalt? Okay. Ești doctor de țâțe și le-ai pus strâmb. Uh-huh. Ce îi spui femeii? A, păi dacă vedeți așa, e bine. Iar eu să zic, și dumneavoastră v-ați mișcat. O, păi când le țin palmă nu se simt. Nice. Hai să vedem. Ia să vedem ce e aici. Ești președintele unei țări aflate în pragul unui război. Da. Cum anunți poporul, dar să faci și o glumă în timpul anunțului? Aș vrea să facem la plăcinte înapoi. Sunt momente critice, cam asta e, dar gândiți-vă că n-avem nimic de pierdut. Eu sunt, nu? Sper că Dumnezeu este român. Tot în aceea zonă. Yeah. Oastea ta pierde confruntarea cu inamicul. Care ar fi cel mai prost pitch pe care să-l ai dacă vrei să-i motivezi să lupte până la capăt?
Până la capăt. Până la capăt. I-ai adunat în cort pe aia care a mai rămas. Că a mai rămas și trebuie să mergem ca să așa și să știm că... În jurul tău se aude numai... Și tu e băi, stai, trebuie să le zici momentul ăla. Dar suntem oase, adică avem săbii, suntem aveți, cu sale, aveți, cu nu da, știu da, ce. Ai da? Tot ce trebuie. Oaste, ești pregătit și tu trebuie să le zici o chestie. Bă, nu, cred că trebuie să fie un speech de ăsta foarte... Da, foarte da, da, ceva așa, suntem, o propoziție două. Suntem... am mai rămas noi. În noi stă îngrășământul de flori. Ajunge pământ și cam aia e. Noi, nu am atât. Știu, s-au făcut multe greșeli în timpul acestei confruntări, dar nu trebuie să ne mai uităm în spate. Trebuie să ieșim din cortul ăsta și să arătăm exact cine suntem noi. Vasile, Ioane, lăsați alea. Că vă vorbesc cu ieșim și rupem. Au! Te invit. Păcat că suntem doar 300. Păcat că am rămas doar eram noi. 1000. Așa. Asta e bună, să faci piciul ăsta în cort și să zici: haideți, vă rog, chemați și pe cei care sunt la țigare. Haideți, vă rog, chemați și pe cei care fumează ca să pot să vă zic ce am de zis. Băieții care ascult săbile. Opriți-vă, opriți-vă puțin. Mai bateți dracu alea, că nu se înțelege ce zice omul. Care e scuza cea mai tâmpită pentru momentul în care îți dai drumul prea devreme? Bă, dar și tu ești bună, las-o, dracu. Asta e scuza cea mai bună? Mi se pare că e cea mai bună, că e și de așa, adică e vina ei că cumva a fost prea repede, că e ea prea bună. Ok. A zice... m-am gândit la altceva. Da. La altcineva. M-am la gândit altcineva. La altcineva. Scuze, m-am gândit la altcineva. Da, da, da. Ce ți-e și cu doctorul ăștia, mă? Asta, nu, asta nu-i de la mine. Nu-i de la mine. Știi, cu, știi bancul cu ăla de se duce la doctor, care intră la doctor și zice: domn doctor, am o problemă, ce? Mă piș împrăștiat. Ce, cum? Domnule, mă piș împrăștiat rău de tot. Domnule, ia arată. Scoate, începe să se pișe, mamă, jet găuri peste tot, îi stărea la doctor în ochi. Ce, gata, 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 asta se oprește, ați văzut? Ce, domnule, ce aveți, ce, multe găuri, ce, stai, ce, da, aveți cum să mă ajutați? Și a zis: domnule medical, nu știu care-i treaba, dar eu zic să vă uitați la imagini cu fărcaș și să vă învețe cum să țineți mâna pe găuri ca să vă puteți pișa doar pe una. Hai cât de bune. Dar asta e pentru oameni care știu cine-i fărcaș. Da, bă, da. Vinzi o alifie minune, dar nici tu nu prea crezi în ea. Alipia, Alipie. Alipia, alifie, așa se cheamă. E de ajuns să zici așa. Alipia. Am această alipie. Bă, e clar că nici el nu crede în ea, bă, nu-i zice pe nume. Alifie cu cânepă, cu sunătoare, cu mentă, cu de toate. Deci am pus de toate. Deci asta dacă nu merge, nu mai merge nimic. E aici așa. Deci e făcătoare de minuni, dar trebuie și tu să fii bine. Și tu trebuie să crezi. Dar și tu trebuie să crezi. Ai mai avut și... Am gătat, e? Miroase ceva urât în lift la firmă și mai ești cu 5 persoane. Ce zici? Da. Ce păcat că nu s-a auzit. Oh. Eu zic... E blocul destul de vechi și asta era coloana de... Coloana de e suficient, toată lumea completează. De asta... Cer scuze, băieți, dar am scutire medicală pentru treaba asta. Eu tocmai am fost la șeful. Da, da, da. Pute gura cură. Fii atent, am un set de întrebări foarte rapide la care nu vreau să te gândești foarte mult. Nici nu o să-ți răspund foarte repede. Monica Beluci sau Mădălina Ghenea? Ce pică, tati? Paste sau pizza? Pizza. Milf sau milk? Amândouă, tati. Sex sau dragoste? Amândouă. Ceaușescu sau Iliescu? Doamne, niciunul.
Război sau pace? Mi-e greu. Cu asta, cum poți să zică cineva război? De asta te spun că nu trebuie să te gândești, că noi ne dăm seama în funcție de ce alegi rapid. Ok, bine. Eminescu sau Topârceanu? Clar. Film sau serial? Depinde. Bill Burr sau Jim Jeffries? Tot timpul Bill Burr. Show în club sau show la Sala Palatului? Club. Motor sau mașină? Ambele. Munte sau mare? Ambele. Hortensia Papadat Bergescu sau Sex în 3? Hortensia Papadat Bergescu. Asta era ultima. Cu arăveritate ai dus bine pe ea. Ai zis după aici. Da, aici o dau. Man, ăsta a fost interviul nostru. Îți mulțumim cu atât că ai venit. Nu știu, ai fi vrut să mai vorbim lucruri pe care nu le-am vorbit? Vroiam să te întreb tu. Spune-mi. Cum ești. Acum ești bău. Ce prost ești, nu cred. La final. Băi, de care treabă. Ca să înțeleagă oamenii, înainte să începem interviu, am zis că ar fi bine, ne-am dat ori la început, ori pe la mijlocul lui, să mă întrebe, dar eu cum sunt. Bun, Sorin, am ajuns la final și aici la final avem un joc contra cronometru pe care trebuie să-l faci. E vorba de două belciuge care sunt împreunate. Eu dau drumul la un cronometru și tu trebuie să le desfaci. Am timp să-l analizez și după aia dau drumul? Sau? Până uite când vorbesc eu aici. Între timp le mai mulțumesc oamenilor că s-au uitat la episodul nostru. Să aibă un weekend extraordinar. E vineri, nu uitați că de la ora 8:30 începe România au talent, un episod spectaculos. Vă așteptăm comentariile la acest episod să ne spuneți ce v-a plăcut mai mult. Îi dăm drumul Sorin Pârcălab în fața jocului nou în 3, 2, 1 și... Întrevezi așa o ieșire din el sau? M-am și dus până rog. 23. 23 de secunde. A fost totuși mult. A fost mult? Da, da, da. Bă, oricum o să trec. O să te am la... Îmi trebuie de ăsta alb, o să trec. Gata, am. Sorin. 23 de secunde. Da. S-au răcit? Mâncăm imediat. Fie așa terminăm. Ne apucăm de platou imediat, dar înainte de toate aș vrea să-mi lași oriunde pe masă, unde vezi că mai e spațiu. Și supălărie și acolo. Oriunde să scrii, uite aici, mai e un spațiu gol. Oriunde vrei tu. Să știi că eu o să-ți dau și de la EMAG un cadou. Adică o să-ți dau o sticlă de vin Goala. Îl găsi și voi pe EMAG dacă vreți să-l comandați. Pe care să-l iei acasă, să-l bei cu soția ta. Mă bucur că ne-am cunoscut. Sorin. Mă bucur că ne-am cunoscut, da. Sorin. Dacă puneai virgulă, era mega funny. Mă bucur că ne-am cunoscut, Sorin. Man, asta e sticla ta cadou. Mersi mult încă o dată. Eu mersi frumos pentru invitație. Vino și tu și abonează-te la canalul nostru de YouTube, aici pe logo, apasă pe Da Bravo și devii abonat și ai mari șanse să câștigi o Dacia Logan Papuc de 7 locuri în 2025. Numai tu și cu ceilalți care se abonează, participă și poți câștiga.